Familia a donat organele actriței Emma Vețean de la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Familia actriței a acceptat prelevarea de organe, dăruind astfel viață altor persoane aflate în suferință. Doi oameni care aveau nevoie de rinichi, doi care se stingeau din cauza bolii plămânilor și unul care nu mai putea supraviețui fără o inimă nouă și sănătoasă, au primit o nouă șansă la viață. De asemenea, a fost prelevată cornea, care va ajuta alți pacienți să-și recapete vederea. Actrița în vârstă de 38 de ani s-a stins după câteva zile în care a stat în comă, după ce în urmă cu o săptămână a fost lovită de o mașină pe drumul național 1 la ieșirea din Comuna Cristian. Ea a suferit un traumatism craniocerebral sever și multiple fracturi. Acum Teatrul Radu Stanca din Sibiu este în doliu. Cei care au cunoscut-o și au admirat-o pe actriță pot aprinde o lumânare și pot depune flori la portretul aflat în fața sediului teatrului. Licențiată în 2005, specializarea actorie în cadrul Facultății de Litere și Arte a Universității Lucian Blaga din Sibiu, Departamentul de Artă Teatrală, Emma Vețean s-a alăturat imediat după absolvirea actorilor Teatrului Național Radu Stanca.